Sorin Grindeanu a fost întâmpinat de reprezentanții Ford, dar și de autoritățile locale și județene. Împreună au făcut o scurtă vizită în uzina Ford pentru a vedea cum se construiesc automobilele. Premierul a fost impresionat de faptul că muncitorii de la Ford lucrează la foc continuu. Reprezentanții uzinei au precizat amănunte despre noul model, ce se va produce la Craiova și despre faptul că fac din nou angajări. E foarte important pentru noi ca marile companii mondiale să găsească în țara noastră un mediu atractiv, să putem să venim în întâmpinare, astfel încât afacerile pe care le-au deschis, așa cum e cazul Fordului la Craiova, într-un mediu propice să se poată dezvolta, iar lucrul ăsta se întâmplă. Încă 1000 de oameni, dacă vorbim direct aici la companie, sigur, și mulți alții pentru supplierii care vor da subansamble și furnizează subansamble pentru Craiova. Înțeleg că în această toamnă se va intra pe linia de producție a unui nou autovehicul. La finalul vizitei, primul ministru și-a făcut timp să vorbească și cu muncitorii de la Ford.